odată ce ai experimentat voluntariatul, este foarte greu să spui nu atunci când ți se cere ajutorul. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Audiența. În această seară vom sta de vorbă cu unul dintre fondatorii Asociației Prietenii de Lângă Tine, un ONG care de ani buni este și organizator județean Let's Do It România, cel mai mare proiect de implicare socială organizat în țara noastră. Îi spun bună seara și îi mulțumesc invitatei mele dragi din această seară, Mariana Mitroi, colegă jurnalist, dar un mare voluntar, ca să zic așa, o emblemă. Eu a voluntariatului. Mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea de a prezenta o parte dintre proiectele trecute și proiectele viitoare. Într-adevăr, sunt unul dintre membrii fondatori ai Asociației Prietenii de Lângă Tine, o asociație care încă de la înființare a încercat să se implice în viața comunității și eu zic că a reușit la o parte dintre evenimentele organizate de către asociația noastră. Ai fost și tu prezentă și ne amintim aici nu doar de proiectele de mediu pe care le-am desfășurat, acțiuni de ecologizare, educație ecologică, ci și de acele concursuri de not desfășurate la școala numărul 8, da. Concursuri la care participau și copiii noștri, da. Și îmi amintesc că de fiecare dată reușeam să le aducem acel zâmbet și acea bucurie pe fețele lor. Însă, cu siguranță, despre asociația noastră se va vorbi și de acum înainte și sper ca numai de bine. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și zic și ție bună seara, nu știu dacă am zis, mai mă repet și telespectatorilor ești, am puține emoții. Da, așa au jurnaliștii emoții. Da, cine spune că jurnalistul nu are emoții sau, nu știu, eu aici în platou, de fiecare dată când intru în direct sau nu, am emoții, pun emoții în tot ce fac, fiindcă altminteri n-ar mai ieși nimic. La fel și în cazul tău sunt normale emoțiile, mai ales că ce faci tu emoționează. Ai reușit să muți munții din loc, ca să zic așa. Îmi amintesc cum intrai peste factorii de decizie, să iei, hai să strângem gunoiul, hai nu știu ce acțiuni, adică nu știu dacă cineva a îndrăznit să-ți spună nu. Ești extrem de persuasivă și chiar dacă a spus nu prima dată, până la urmă aici omul dreptate. A fost acolo. De fiecare dată am reușit să-i convingem și cred că faptul că sunt jurnalist, a fost un atu pentru mine, fiindcă de fiecare dată am reușit să conving nu doar pe autorități, ci și cât mai mult giurgiuveni. Încă oamenii au încredere în mass media și asta nu poate că să ne bucure. Oamenii știu să-și culeagă informația, știu să o ofere mai departe, să facă diferența între o știre reală și o știre ireală, însă în această seară vom vorbi despre voluntariat de mediu și nu numai, fiindcă eu mi-amintesc cum a început la mine totul. Undeva prin 2010 au venit de la București două fete, voiau să organizeze ziua de curățenie. Nu le-a ieșit în anul acela, chiar au fost luate puțin peste picior de colegii din mass media. Au venit și puțin nepregătite, au venit la APM, nici fetele de acolo n-au vrut să le ajute la momentul respectiv. Nu s-a făcut în acel an Let's Do It. Iartă-mă că te întrerup, n-au vrut să le ajute în acel moment, practic nu le ajutau pe fete. Era nu, cred că era ceva nou și nici ele n-au fost convingătoare. Erau două fete tinere, una dintre ele mi-e dragă, Ana Maria Hâncu, este la București și organizează evenimente pentru mari artiști și adică este o tipă super ok. A evoluat. Însă nu a reușit să-i convingă pe cei de la Giurgiu. Un an mai târziu, împreună cu Lăcrămioara, am zis, hai să ne ocupăm noi să organizăm Ziua Națională de Curățenie. O salutăm pe Lăcrămioara Augustine, dor de ea. Este prietena mea, colega mea în asociație și, să spunem, partenerul meu de nădejde. Și, cum spuneam, în 2011, undeva s-a organizat în mai, era mai timid,
în primul an au fost câteva. Al doilea an, tot la fel, în mai era și an electoral și toată lumea voia să... Însă noi n-am vrut să ne... oarecum să ne asociem cu cei politic și a reușit să mobilizăm în câteva zile, în vreo 3 zile, vreo 3-400 de voluntari în municipiu, ceea ce ne-a făcut să credem că se poate și la Giurgiu. Eu recunosc, la început eram un pic sceptică, cunoscând giurgiuvenii, cunoscând că ei nu vor să se implice și așa am început să facem aceste activități de voluntariat. Însă tot în acel an, la școala 8, am înființat o asociație, Asociația Părinților, asociație care este și acum funcțională și care a avut activități multiple și în care și tu ești membru. Și sper să reușim să facem și acolo cu alte proiecte, să-i atragem să și la acea asociație să rămână în continuare activă. Însă revenind la ziua de curățenie, am mers... Am adunat deșeurile, am adunat deșeurile, am reușit să-i facem pe oameni să vină alături de noi și am zis hai să nu ne oprim aici. Am început la clasa copilor noștri să facem tot felul de ateliere, am făcut și un atelier de teatru la momentul respectiv. Îmi amintesc. Facem o pauză. Știu că fiica ta de acum studentă era actor important în trupa de teatru. Ce a făcut între timp? Pentru că vreau să vorbim puțin și despre tine, că pe lângă voluntar, jurnalist, printre cei mai vechi jurnaliști din Giurgiu, remarcabil de altfel, ai o domnișoară, student foarte reușită, deșteaptă. Așa este. Te-ai ocupat. Fiica mea nu așa s-a avut. E actriță? Nu este actriță încă. A avut examen de bacalaureat, l-a promovat, s-a dus la facultate, este student în primul an la ASE, la Relații Economice Internaționale, la buget. Sper să cocheteze mai târziu cu actoria. Ea și-a dorit foarte tare, nu a renunțat la acest vis. Încă din clasa a doua, de când au început la școală, împreună cu doamna văzătoare, au început cu teatru de păpuși și au continuat după la Palatul Copiilor. După aceea, în clasa a cincea, au continuat cu teatru de scenă, au câștigat foarte multe premii, însă la liceu, în clasa a noua, colegii au renunțat, ea s-a dus în continuare, a făcut, împreună cu Florin Antoniu, a obținut numeroase premii, nu a renunțat. Acum a încheiat și liceul, o etapă din viața ei, speră ca mai departe, probabil la facultate, să, cu trupele, de ce nu și amator. Chiar Florin Antoniu îi spunea odată că ar vrea să vorbească cu ea și să facă ceva, pentru că îți vine să crezi sau nu, dar copilul meu nu a jucat niciodată pe scena Teatrului Valah, o singură dată a jucat în clasa a patra la un concurs. De ce? Erau niște mici neînțelegeri între conducerea Antoniu, nu prea era apreciat sau agreat și nu prea au jucat copiii noștri, deși au cucerit scene importante. Da, asta este foarte rău. Și... Nu am știut despre piedicile astea, pentru că da, nu a fost la momentul respectiv, nu s-a făcut. Da. Dar ei au jucat pe scene naționale și internaționale, au obținut premii, trofee, da, știu și asta. Individual, dar și pe trupă. Adică și i-a ajutat foarte mult, cel puțin pe copilul meu, teatru l-a ajutat foarte mult, Ana a ajutat-o foarte mult. Ei știu să-și stăpânească emoțiile și faptul când am auzit că guvernanții, factul de decizie, vor să introducă și disciplina teatru la școală, mi s-a părut o idee grozavă. Au renunțat între timp, însă eu cred că ar fi reușit să-i facă pe copii să-și... Da, da, da. Să-și stăpânească emoțiile și tot. Când urci pe scenă, uiți de tot și de toate. Sunt tot felul de situații neprevăzute. Mi-amintesc că în clasa a doua, erau la Iași, la un festival național și era teatru de păpuși. Ei în spate neastâmpărați, au început să se agite și au trântit paravanul. Cum să... L-au ținut, ceilalți au jucat cu păpușelele și... Au depășit. A fost tot ok, au depășit momentul. Ai adus, așa, fără să vrei, în discuție un subiect sensibil și anume emoțiile copiilor. Nici o disciplină, nu mi se pare,
că implică emoțional copilul la școală. Și tu știi că asta e una dintre temele mele preferate. Adică copilul, școala, educația și așa mai departe. Dar da, ar fi fost nemaipomenit. Uite, nici măcar despre acest proiect sau gând pe care l-a avut cineva să introducă teatrul ca disciplină de studiu în școli, nu am știut. Este lăudabil faptul că la partea copiilor o clădire care arată cum arată, știm cu toții, da, e din ce în ce mai stare mai jalnică. Sperăm ca autoritățile să implice sau factorii decizionale să iau decizie și să facă ceva, fiindcă acolo merg copii nu mai la teatru, da, și la muzică, da, sunt foarte multe cercuri de pe vremea noastră. Cercuri care au continuat și care sunt gratuite, asta e foarte important. Sunt foarte mulți oameni care nu-și permit să-și ducă copilul la să facă teatru sau altceva, însă cred că să vorbim despre voluntariat și despre un eveniment care mie mi este drag, Ziua Națională de Curățenie, eveniment care se organizează de foarte mulți ani, iar încă de la înființare asociația noastră a vrut să fie organizator județean, a ținut legătura cu colegii din București, cei care organizează la nivel național și pe care îi salut, sunt colegii noștri. Și dacă îmi spui Ziua Curățeniei la Giurgiu, te gândești la Asociația Prietenii de lângă tine, adică așa este. Se asimilează. Așa este. Mi-amintesc că era o ședință de comitet de bazin, fiindcă noi, cel puțin eu, sunt și membru în comitetul de bazin Argeș-Pedea la Apele Române, acolo unde se iau și decizii din partea ONG-ului. Era o ședință la Giurgiu, se desfășurau la acel moment ședințele și tocmai avusese loc o activitate de acest gen, Ziua Națională de Curățenie, și prefectul de atunci ne lăuda, spunea, fetele mele, așa ne alinta și spunea, am avut noi o prezentare în cadrul acelui comitet, au fost impresionați, erau prefecți din 7 județe și prefectul de la Ilfov i-a zis, doamne prefect, dar nu le-am frumutat și nouă măcar așa un an? Și a spus, nu, fetele noastre, nu, ele reușesc să mute și munții. Chiar da. Și domnul apostol, fostul șef al ISU, de fiecare dată spunea, ele mută munții din loc, adică nu există piedică, nu există. Așa este. Erau inundații, ei mergeau cu Apele Române pe diguri să vadă cum sunt digurile, noi mergeam cu caravana Dunării la Giurgiu, prin localitățile riverane, să le spunem copiilor ce înseamnă să reducem poluarea cu plastic, să le prezentăm un filmuleț, să le arătăm de ce e important să nu aruncăm în ape și nu mai tot felul de materiale care pot fi refolosite. Așa este și până la urmă tot, bine, de fapt pleacă de la noi, pleacă de acasă această educație, dar vezi că părinții nu mai au timp de nimic și atunci cred că până la urmă v-ați însușit chestia asta ca pe o sarcină. A devenit atât de împământenită la Giurgiu încât, cum spuneam, asimilăm Ziua Curățeniei și nu numai, pentru că au fost foarte, foarte multe acțiuni și mi-amintesc de ele. Știu că le-am mediatizat, n-am prea putut să particip, dar știu că ați antrenat școli. Ați fost alături de noi și asta e foarte important. Ai fost alături și contează foarte mult. Că până la urmă, dacă nu prezinți omului ceea ce faci, eu cred foarte mult în puterea exemplului și cred că este loc pentru toată lumea, chiar și în acest domeniu al voluntariatului. Spuneai mai devreme de educație. Într-adevăr, este cam mai greu. Totul, este da, că avem și este mai greu să îi educi pe adulți. Exact. Copiii sunt extrem de receptivi. Chiar unii dintre ei ne spuneau că s-au dus acasă și au tras de mânecă pe bunicul, pe bunica, când aruncau o sticlă de plastic sau biletul de la magazin. Însă copiii sunt receptivi, eu cred că avem o șansă. Eu cred că și noi eu. Copiii sunt altfel. Ei au fost activi, ei veneau întotdeauna cu drag și cu erau primii care participau. Mi-am inteles că într-un an ploua și noi ne gândeam dacă să oprim activitatea sau nu, fiindcă noi am fost tot timpul organizați. Preferam să facem munca logistică și astea înainte de eveniment, adică preferam ca
vineri, sâmbătă, vinerea, să ducem toate materialele, să fie totul pregătit, să stabilim locuri, locații, oameni pe zone și în ziua respectivă să nu mai avem grija împărțitului sacilor, semnat acele documente cu caracter personal sau contractul de voluntariat. Și ploua, ți-am spus, ploua și copiii de la liceu, cred că era liceu de chimie, deja noi ziceam să ne oprim, vorbeam cu autoritățile, oprim, nu oprim, și ne sunau și ne spuneau, mai duceți-ne saș, că noi suntem aproape gata cu zona noastră. Dragii de ei. Adică, ce să, nu mai conta, noi, ei erau deja la datorie, pentru ei era o plăcere să, nu erau, era ceva super, ceva ok. Și faptul că noi am reușit să aducem la aceeași masă autorități, că am avut dezbateri publice, eu cred că spune mult. Hai să vorbim puțin despre asociație. Pentru că, până la urmă, de ce o asociație și hai să ne amintim cum s-a înființat. În 2015, la acel moment lucram la televiziune, la Palahia TV, aveam ceva experiență în spate cu voluntariatul, da, cu ziua de curățenie împreună cu Locrămioara și ne gândeam noi atunci să înființăm asociație. Însă la acel moment pentru noi acele taxe erau destul de mari de înființare și a apărut și să ne susțină și Dumitru Beanu. El este unul dintre cei care ne-a susținut în toate proiectele noastre și la acel moment ne-a oferit acel suport pe care noi nu l-am fi avut la... Și de-a lungul anilor ne-a ajutat extraordinar de mult, fiindcă nu poți să faci voluntariat dacă nu ai și bani. Am pus și de la noi, am mai găsit și sponsori, însă în Giurgiu este foarte greu. Cel mai mare suport al nostru a venit de la București. Însă, cum spuneam mai devreme, mi-am dorit tare mult să se implice și autorități. Primăria Giurgiu a fost și este un partener de nădejde, adică de fiecare dată a fost alături de noi, ne-a oferit suport, tricouri, saci și salubriștii au fost alături de noi. Însă am zis noi, de pildă, anul acesta mi-am dorit să, foarte tare să implic mai mult și Consiliul Județean și când, în momentul în care, în luna iunie, președintele României a avut o activitate împreună cu colegii de la Les Duit, de la București, o acțiune de plantat copaci și de ecologizare. Ne-am zis noi atunci să începem demersurile, însă am avut așa momente, facem, nu facem, pandemie, nu pandemie, fiindcă anul trecut nu am mai făcut la nivelul din anii trecuți cu mii de voluntari, cu mii de elevi. Ne-am limitat la activități mai restrânse și am zis hai să fac o solicitare și la Consiliul Județean să fie alături de noi, fiindcă trebuie să recunosc că de fiecare dată nu am fost tratat așa cu de către autoritățile județene. Adevărat. Au spus, deși ne cunoșteau foarte bine, mi-amintesc că un președinte este, în urmă cu niște ani a spus cine e Les Duit, cine e. Nu ne-a supărat, am mers mai departe, ba, i-am trecut și ca partener pe unii dintre ei, însă am vrut ca anul acesta să fie și Consiliul Județean. Eu aș vrea să spun că și în anii trecuți și vreau să amintesc că și am făcut o adresă către Consiliul Județean. Adresa am făcut-o în data de 23 a 7-a 2021. Câteva zile mai târziu, surpriza mare pentru mine, era la un concediu, plecase și la mare cu copilul și suna telefonul și spunea ai văzut ce scriu postările de pe pagina de socializare. A apărut acolo că Dumitru Beanu își dă niște bani la asociația lui, fără a se spune că, adică nici măcar nu s-a dat și adresa, însă nu s-a dat data la care a fost și spunea în toamnă este evenimentul. Cine a semnat? La sfârșitul, nu mai contează, tot colegi din presă au fost. Bine, colegi eu care, consider din presă, Mariana. Colegi care au relatat de-a lungul anilor toate activitățile la care am participat și care chiar le-au aplaudat. Însă, spuneam colegii că care au avut probleme penale și care
nu sunt nici de cum un reper jurnalistic, nici unii au de șters, moralitate. Unii dintre ei au șters și așa mai departe. Și mesaje în privat, dar nu. Aici am spus că în adresă nu spuneam decât că prin voluntarea asociației județul Giurgiu a fost implicat în fiecare în organizarea Zilei Naționale de Curățenie, cu excepția anului 2020, un an greu încercat de pandemie și în care totuși au avut loc activități restrânse de informare, dar și de ecologizare, dar ne dorim ca și anul acesta să registrăm același succes și mobilizarea, ne propunem noi 20.000 de voluntari, sperăm să și atingem această țintă, deși e foarte greu de în condițiile date. Și am zis noi, chiar dacă acțiunea va avea loc în toamnă, deja demersurile sunt începute, sunt înregistrate zonele, și am cerut o sumă care ne-ar fi nouă necesară pentru a acoperi materialele, saci, mănuși, apă, dezinfectanți, materiale, benere. Noi am cerut 15.000 de lei. Dar nu e o mare sumă, având în vedere amploarea, adică dacă proiectez o acțiune cu 20.000 de voluntari și ești capabilă să aduni, nu știu, 20.000, dar niște mii aduni. Adică 15.000 și până la urmă efectul acțiunii. Dar vorbim cumva despre jurnalista cu care președintele Consiliului Județean se află într-un proces de calomnie? Nu am văzut ce a scris jurnalista care are proces, însă mi-au spus oameni că au scris, a șters, am primit și un mesaj pe privat, nu mai nici contează. Nu e de citit, adică serios acum. Da. Dar noi am considerat că Consiliul Județean este o instituție cu un rol esențial în gestionarea deșeurilor. Este acela absolut, de ei, da. Sunt, dacă nu are e acel centru de management integrat și am considerat, cel puțin eu consider în continuare că putem face multe lucruri împreună, iar acești bani nu erau pentru Dumitru Băianu, nu erau pentru mine, nu erau pentru, erau pentru o cauză pe care noi am făcut-o în fiecare an și în anii trecuți am reușit să atragem fonduri din atrase. În fiecare an cred că a costat evenimentul peste 200 de milioane, 20 de lei. Hai să spun, iartă-mă că te întrerup. Tu ai făcut atât de... adică ai gestionat, inițiat, gestionat, finalizat cu efecte evidente, n-aș putea să spun, extrem de multe acțiuni cu efect extraordinar pentru noi giurgiuvenii. Și ai amintit puțin mai devreme despre niște articole tendențioase care pe urmă au fost șterse. Bine, alea sunt niște mizerii, alea nu sunt publicații și punct. O spun foarte clar să înțeleagă toată lumea. Să-și aleagă foarte atent reperele de informare. În același timp, vreau să-ți spun că aceleași entități, nu știu ce sunt, au coborât până acolo încât să râdă de niște copii care au stat în 40 de grade caniculă niște zile la rând să picteze un zid uriaș, o continuare a unei acțiuni dintr-un alt an, să picteze într-o zonă. E ceva fabulos. Este o operă de artă. Același păduche se trezește să comenteze. Ăștia nu sunt jurnaliști, nu sunt de luat în seamă. La gunoi. Punct. În discuție acele picturi. Primul desen, prima pictură este... Am făcut-o anul trecut. Da. Asociația noastră a fost partener. Am considerat noi că este momentul să facem și un grup de inițiativă locală la Giurgiu. Acel grup de inițiativă locală a început cu, din care fac și eu parte, alături de patru fete, Ana, Alex și Dona. Am început în 2019 în parcul de la Steaua Dunării, unde am zugrăvit acele bănci și am încercat să dăm o altă imagine parcului de la Steaua Dunării. Nu știu dacă ați fost acolo și ați văzut acele bănci vopsite în verde și galben. Pe coșurile de gunoi am pus mesaje prin care îndemnam pe oameni să nu mai arunce pe jos. A fost atunci, la acel moment, în 2019, în toamnă, și un
o proiecție de film documentar despre importanța protejării apelor. A fost foarte bine primit, am avut alături voluntari, îmi amintesc că și primarul de acum a venit atunci la acel moment și ne-a dat o mână de ajutor la vopsitul băncilor. Cred că era un antrenament pentru următorul an când a câștigat alegerile. Iar revenind la pictură, în 2020, deși era pandemie, noi am avut un proiect, un proiect finanțat de către Mai Mult Verde, cu apele curate s-a numit proiectul acela, și am zis noi, natura ne privește, și am vrut să facem acea pictură. Și am început cu acea pictură. Acea prima pictură este realizată dintr-o vopsea care purifică aerul. Da. Am avut voluntari, am reușit, deși era pandemie, să fim un pic responsabili și să nu avem agitație, și era chiar în campanie electorală și copiii erau acolo, lucrau, veneau cu rândul, și am avut și ateliere, am avut și picturi, am avut și în Portul Giurgiu, așa că noi am salutat faptul că tinerii au continuat cu a doua pictură. Dar așa a fost o muncă, adică... Nu este ușor și nu este simplu. Da. Pictura noastră... Și vin niște adulți buni de nimic. Bun de nimic, să râdă de munca vieților copii. Mariana, luăm o scurtă pauză de publicitate, da, și ne întoarcem la proiectele tale minunate. Mulțumesc. Sunt direct, doamnelor și domnilor, cu Mariana Mitroi, să zicem așa, simbolul voluntariatului. Până continuăm povestea picturii, care e tot un act de voluntariat pe care l-am aplaudat și m-a sensibilizat profund, să citim și un mesaj: felicitări pentru emisiune, un subiect deosebit diferit de nebunia cotidiană plină de COVID, de acord. Alegeri de partid sau alte subiecte uzate zilnic. Mediul, protecția mediului și voluntariatul trebuie promovate, dar dumneavoastră, jurnaliștii, trebuie să fiți vigilenți privitor la mediu. Știți câte transporturi ilegale de deșeuri a oprit ITPF la Giurgiu în ultima vreme? Toate cu destinația România. Eforturile de educare a tineretului privitor la mediu trebuie să fie conjugate și cu lupta autorităților de a proteja mediul. Da, așa este. Am deșeuri.
deșeuri. Însă da, sunt deșeuri care merg, am întrebat și eu, m-am interesat. Interesant, subiect, ce răspuns ai aici? Și am primit... Totul este, deci au fost niște probleme cu actele, însă ele se duc, acele deșeuri, la o, la o, o stație care le procesează în condiții de maximă securitate. Adică avem în țară o asemenea, un asemenea centru de colectare și de... Și de a, asta nu poate să ne bucure de faptul că avem în țară un asemenea serviciu. Că mai scapă și cât un transport, ei sunt vigilenți, garda de mediu confiscă mașina, utilajul și până la urmă este foarte bine. Însă noi vrem... ca chiar și acea pictură pe care am făcut-o noi pe acel zid spunea natura te privește. Da. Și dacă cei care merg acolo văd că sunt niște fețe, niște mesaje, da, da, e, este da, foarte important, adică și ne privește, adică am citit, natura gata, ne privește. Astea pălăriile din cimitir, mai avea să pictați, pe ce vreți? Natura ne privește pe noi, dar și pe noi, ne, adică ai înțeles, așa că este, natura ne, ne privește, dar și pe noi trebuie să o privim, da, pe ea. Adică da, am încercat să arătăm că fără natură nu putem, să omul nu poate, natura fără om poate, dar da, noi fără natură nu putem. Și spuneam că oamenii din zona respectivă, fiindcă sunt mulți care contestă acest gen de activități în zona aceea și că au spus că, mă rog, cu cimitirul, eu cred că... Nu te supăra, acel... noi am fost, echipa TV Giurgiu a fost acolo și a stat de vorbă cu oamenii și au fost oamenii din zonă, locuitorii, trecătorii, au spus că este minunat și că speră să continue acel proiect, că sunt doi buni de nimic care se autointitulează jurnaliști și scriu să mă ierte colegii jurnaliști adevărat. Nu poți să râzi, să-ți bați joc, să de politizezi copii, munca unor copii care s-au dus și au că povesteau să pictăm, a fost frumos, bine, sub îndrumarea unui artist plastic, dar am muncit foarte mult să curățăm acel perete cu periuța, să-l pregătească, să... Deci, bine, am avut reacție destul de virulentă, așa cum o am și spuneam, acum, de atunci. Spuneam, prima pictură a durat, a fost pe cursul a 3 zile. Prima așa a zi, fost și acum. Prima zi am proiectat, a venit, este cei care au făcut, artista este Liana, se numește, și este giurgiuveancă și lucrează în București și ne-a bucurat foarte tare. Este din Frătești, Bădălău. Și Bădălău, da, 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 și este ea un om extraordinar, a ea a continuat și a făcut-o din suflet și a adus și prieteni din București. Ei pictează, asta fac în București și îți dai seama că pentru ea a fost ca o binecuvântare să vină să facă la Giurgiu. Da. Ne amintim prima dată când opreau oamenii și spuneau, da, să puteți să veniți și la noi să ne pictați ceva pe un perete? Noi le spuneam că nu, că n-avem timp, că avem treabă, însă eu mi-aș dori ca toate grădinițele și școlile să fie pictate, să aibă gardurile pictate, dacă tot le... Da, la, în București... În sectorul 4, așa la este. Aproape, ai văzut, da, la grădinița da, aceea. Sectorul 4, tot sectorul 4, așa este, da. Da, adică super. Mi-aș dori să avem și noi asemenea. Bine, sper să nu îi supere pe artiști, pe copiii care au muncit acolo, să nu se lase afectați de reacțiile mizerabile pe care, de care au fost capabili niște unii de pe aici, de prin Giurgiu. Îi cunosc pe tineri și nu cred că vor renunța. Da. Ei sunt... De fiecare dată răspund pozitiv. Și revenind la activitățile desfășurate, anul acesta ne propunem ca pe 18 septembrie, fiindcă vrem să fie altfel, pe lângă acțiunile de ecologizare, să încercăm să punem panouri cu mesaje. Am făcut acest lucru anul acesta la Agostinu, pe un alt proiect al grupului de inițiativă, care este tot parte a asociației și cu ajutorul asociației este partenerul. Am făcut, după expoziția de anul trecut din toamnă,
din Portul Giurgiu, am încercat să aducem la atenție și portul, fiindcă am mers acolo și am identificat o serie de nevoi ale Portului Giurgiu. Sperăm să depășim o parte din ele și să le remediem. Ne-am dorit ca Portul Giurgiu să fie primitor, fiindcă este poarta de intrare. Toată lumea și-ar dori. Anul acesta am avut acea în primăvară de ziua apelor sau de ziua mediului, am avut acea expoziție cu pești și cu păsări care cresc în Dunăre. Am vrut să îi dăm o altă față portului. Am plantat copăcei, am făcut o acțiune de ecologizare. O parte dintre tinerii care au pictat au fost și atunci alături de noi și eu le mulțumesc sincer pentru că ei sunt de fiecare alături de noi în activitățile noastre. Am continuat după aceea de ziua Dunării. Am mers la plaja Agostinu, un loc iubit de giurgiuveni, dar nu numai, și de cei din București și așa este, chiar da. Și turiști străini au venit în zona respectivă și am pus, deși anul trecut am avut o acțiune tot de ziua Dunării, tot în, la Agostinu, am pus mai puține panouri. Anul acesta am zis să le schimbăm un pic și acele panouri informative sunt sub formă de pești, sub formă de păsări, ca să atragă și privirea și să... Mesajul este foarte clar, adică dacă aduci de șou cu tine, ia la casă sau pune la coșul de gunoi. E foarte important să educăm pe toți cei care vin la plajă sau la pescuit. Însă, revenind la Portul Giurgiu, noi credem că sunt multe de făcut acolo și ne-am dorit ca și autoritățile portoare să fie mai receptive și să schimbe fața. Mi-amintesc că în urmă cu vreo 15 ani, poate chiar mai bine, era copilul meu mic și Portul Giurgiu arăta frumos. Era un spectacol acolo și avea băncuțe, avea floricele. Bine, acum într-adevăr, directorul era o femeie. Zona. Directorul zonei acelei al companiei naționale era o femeie și probabil și gustul către păi frumos este... Păi și acum tot femeie, nu? Da, dar nu este giurgiuvean. Da, și când nu e giurgiuvean, nu știu cine pasă, e nu-ți pasă prea mult. Însă a fost alături, ne-a oferit suportul, ne-a oferit acel spațiu, adică nu ne-a îngrătit. Da, ai văzut că acum au limitat, m-am interesat și eu de ce au limitat. Bun, e spațiul lor, firar să fie, că nu știu, la nivel guvernamental să se... S-a dorit să meargă pe jos, să fie o zonă mai de promenadă, să nu mai fie scoit nu, după nu, mașini. Nu, ai văzut că acolo, exact clădirea, da? Au pus niște treburi pe jos, încât să nu mai pătrunzi. De ce? Nu înțeleg. Că stai că e clădirea, nu știu, constituie un pericol, cade-te în cuiala. Păi e taras dracu clădirea. Da. Cade-te în cuiala, da. Mariana, să faci voluntariat, ai nevoie de putere, de curaj, de... Cât de ușor e? De unde îți iei curajul, timpul, ce te motivează? Curajul mi-l iau de la oameni. Oamenii sunt foarte importanți. Echipa este foarte importantă pentru mine. Când sunt jos sau când nu găsesc soluții la o situație care apare, mai încep, zic, renunț, dar echipa este importantă. Când suntem împreună, facem ca totul să fie posibil, chiar și imposibilul să fie posibil. Nu doar de la echipa mea, echipa noastră, echipa cu care noi organizăm evenimentul, ci și de la oamenii care vin se alătură nouă și care îți aduc acel suflu nou, acea putere și spun, hai să facem, am venit și eu, mă bucur că voi ne oferiți această oportunitate să mergem să adunăm, chiar dacă mulți au zis că spun că totul a fost organizat de când am început să organizăm Ziua Națională de Curățenie și numai, fiindcă nu este vorba doar de Ziua Națională de Curățenie din septembrie, am zis să facem și noi acest eveniment, fiindcă el se organizează în toată lumea. Sunt foarte multe țări care au accesat și care... Și faptul că și România este parte, faptul că și despre Giurgiu se vorbește, pe mine mă face să fiu mândră că sunt și giurgiuveancă, iar participarea unui număr cât mai mare de oameni la aceste activități nu poate decât să ne bucure. Însă... Sunt zeci de mii de voluntari până la urmă. Mă întreb cum ați ajuns la ei, cum ați creat comunitatea asta uriașă? Am început mergând din localitate în localitate, discutând cu autoritățile și numai și identificând oameni care vor să implice. La fiecare
comun. La fiecare sat există un profesor sau un tânăr care vrea să se implice și care este organizator local în acea zonă. Însă trebuie să recunosc că și autoritățile locale au fost extrem de receptive. Noi le-am asigurat suportul, le-am asigurat saci, mănuși. Într-adevăr, au fost și ani în care nu au reușit la toți, însă au fost primari care au venit în întâmpinarea noastră și au spus, lăsați că vin eu cu saci, decât să bat drumul de la Bolintin Vale sau Bolintin să iau 100 de saci de la noastră, păi pun eu ce... Nu e o mare cheltuială. Da. Însă, în spatele fiecare activități stau ore de muncă, zile de muncă, luni de muncă. Mergi și închei parteneriate cu autoritățile, mergi la întâlniri, discuți cu directorii de școli, cu copii, le prezinti tot felul de activități, evenimente pe Facebook, în online. Însă, este foarte important să discuți cu salubristul. În acea zi, de fiecare dată, de când organizăm noi evenimentul, salubriștii din localități vin și colectează gratuit acele, adică vin și ei către noi. Da. Și e un sprijin și pentru ei până la urmă. Chiar se bucură foarte mult că se împuținează munca. Ceva. Ce am constatat noi, că în zonele unde am mers de la an la an, cantitatea de deșeuri a scăzut. Ne-am dorit ca... Nu știu. Deci tu crezi că de-a lungul anilor au conștientizat și vezi gradul de impact după cantitatea colectată, de colectată, nu de la an la an? Da, din zonele respective. Chiar mi-amintesc că la punctul de trecere a frontierei și acolo și ei au accesat la proiectul nostru și au fost alături de noi și în ziua de curățenie, îmbrăcați chiar și în uniformele lor, erau cu saci și adunau deșeurile, opreau oamenii, îi felicitau. Adică eu cred că puterea exemplului este foarte importantă și absolut, să arătăm. Da. Eu recunosc că mai am câteodată când văd pe cineva că aruncă o hârtie pe jos, îi spun, vedeți că v-a căzut ceva. Păi nu, că am aruncat-o. Da, am văzut, dar am crezut că v-a căzut. Îmi aduc aminte un... am să-ți spun, da. Te rog. Am vrut să fac public pentru că am și filmare, copilul meu a pornit telefonul. Chiar în centru, lângă ceasul turn, mă plimbam cu fetița mea și un domn și o doamnă au urcat în mașină și îl văd pe domnul cum aruncă așa o cutie de bere din mașină. M-am apropiat, am luat cutia de bere, care mai avea și bere, era geamul lăsat și am spus bună seara și i-am aruncat în mașină. Bine, că a coborât să mă lovească, să mă... Asta e, mi-am asumat un risc, dar am avut satisfacția să-l fac să simtă ceea ce a făcut. Exact, simt, nu știu, spiritul ăsta civic, până la urmă e pentru noi, învață și copiii noștri și e puterea exemplului, cum ai spus tu, e vorba de aerul pe care îl respirăm, de apa pe care o bem, putem să fim măcar puțin atenți. Mai da. Ce înseamnă să fii coordonator județean al Zilei Naționale de Curățenie? Spuneam, adică, pentru un coordonator județean nu este simplu deloc. Da. Pe lângă, cu toții avem activitatea de voluntariat, o fac, încerc să o fac în același timp cu munca pe care o fac zi de zi și încerc ca fiecare moment mai liber să-l fructific și să merg să închei acele parteneriate cu autoritățile, să discut cu salubristul, să găsesc acei organizatori locali. Însă nu este pentru mine a devenit ceva o obișnuință și nu mai era, dacă la început era mai greu, acum e mai simplu fiindcă am deja contactele stabilite, discut cu ei. Știu despre ce e vorba, dacă ai sunat tu vorba, se apropie ziua națională a curățeniei.
Anul, echipa județeană este acea entitate care face posibilă ca acțiunea de ecologizare să se întâmple, acțiunii. Motorul. Dacă nu există cineva care să aprindă scânteia, da. Nu poți să... Exact ca așa și este. În orice domeniu. Acum e flacără. Scânteia a fost acum 11 ani. Așa este. Anul ăsta, după un an de pauză, din a fost pandemia și n-ați avut cum să desfășurați acțiunea asta, deși nu văd cu ce ar fi, Dana. Vorbim din nou despre Ziua Națională a Curățeniei. Cu ce veniți nou? Sau dacă veniți cu ceva nou? Sau cum s-au schimbat lucrurile? Lucrurile s-au schimbat puțin, fiindcă trebuie să fim atenți și la să respectăm acele norme și le-am respectat și înainte, dar acum cu atât mai mult trebuie să fim atenți. Însă vrem să convingem cât mai mulți adulți să participe la acest eveniment și să adopte un comportament responsabil față de natură și față de mediul înconjurător. Ne dorim să implicăm mai mult autoritățile și să încercăm să facem acele activități de educație sau de conștientizare și mi-aș dori tare mult ca cât mai mulți jurgiveni să se alăture și să vină la evenimentul nostru. Avem și anul acesta beneficiem de sprijinul autorităților, prefectură, Consiliul Județean, Garda de Mediu, APM, Apele Române, care întotdeauna a fost un partener de nădejde, școlile, inspectoratul școlar. Sperăm ca și companiile, societățile comerciale să fie alături de noi, cum au făcut-o în fiecare an. Noi am vrea să continuăm după aceea cu ore de educație ecologică în școli, să mergem să discutăm cu copii, să organizăm și concursuri, iar ca de fiecare dată vrem să încheiem evenimentul cu o gală. Întotdeauna în decembrie, nu știu dacă ți-amintești, 5 decembrie, Ziua Internațională a Voluntariatului, este gala voluntariatului. Ne dorim să reluăm și acest obicei și să... pentru mulți dintre voluntari și nu numai în domeniul mediului, sunt extrem de multe cauze pentru care eu cel puțin am acționat. Mi-amintesc că împreună cu ABCH am făcut un demers pentru un mamograf. La momentul respectiv toți m-au întrebat dacă am eu o problemă de sănătate. Le-am spus că nu, dar mă gândesc la mama mea, la sora mea, la orice, la femeie. Orice femeie și orice bărbat, fiindcă da, ne place adres, sau nu, sigur. Și bărbații credem pot, sau nu. Sau credem sau nu, și bărbatul poate să dezvolte. Și am zis noi, și a devenit o realitate, însă mai e mult de lucru și cu acel mamograf. Da, mi se pare că s-a spus foarte puțin despre aceste lucruri, dar vom avea grijă să reîmprospătăm puțin memoria, revenind la susținere. Sper ca autoritățile să... Eu îmi doresc ca Consiliul Județean să fie alături de noi, să ne susțină. Dacă este cazul, merg și în plenul Consiliului și susțin cauza. Nu este prima dată și e ceva ce-mi place. Pot să vin cu imagini, cu exemple, cu... Adică dovedesc, am acte doveditoare că ceea ce facem noi este... Ba chiar și o parte dintre cei care, dintre aleși, au fost alături de noi la evenimente și... cred că vor înțelege și nu vor pune, nu vor da, pune frâu proiectului meu, cu siguranță. Ar fi păcat de Dumnezeu și te asigur și de sprijinul, adică sprijinul, că până la urmă ne sprijinim pe noi și am să fac eu referire la apariția în spațiul public a respective adrese, da? Unde nu se vedea data depunerii și așa mai departe. Articole tendențioase și așa mai departe. Adunați-vă gunoiul și pe urmă apucați-vă să combateți.
Ne-am apropiat, suntem aproape de finalul emisiunii. Nu am vorbit nici măcar un sfert din ce mi-am propus să aflu. Și continuă. Vom continua, pentru că avem multe de spus și e de bine și așa cum a spus și mesajul nostru, este altceva, că aflăm cifre și număr de cazuri, infectări și așa în fiecare zi, de pe toate canalele media, hai să vorbim despre lucruri frumoase, hai să îi antrenăm pe copiii noștri, pe cunoscuții, să ne urnim noi, că până la urmă schimbarea începe cu noi. Vreau să vorbim și despre alte activități, dar nu mai avem cred că timp, vom avea despre timp să vorbim. Cartea Manifest pentru Dunăre. Vreau să ne spui câteva cuvinte, te rog. O carte realizată de colegii de la Mai Mult Verde, se numește Manifest pentru Dunăre, fiindcă ne dorim să avem ape curate, fără plastic. Vrem să tragem un semnal de alarmă cu privire la speciile aflate pe cale de dispariție. Da, este superbă. Această carte a fost lansată și la gândul de ziua Dunării, da. Și ne-am propus am ca răsfăit-o în redacție. Această carte să ajungă și la Biblioteca Județeană și la cât mai multe biblioteci din județul Giurgiu, pentru ca cei mai mici să ajungă, să vadă și cu siguranță poate fi și un pentru cei care vor face cât mai multe despre specii de Dunăre și nu numai. Însă, legat de educația, eu cred că avem multe de făcut din tot ceea ce vedem și România este pe drumul cel bun, însă mai avem mult de muncă. Așa este. Vedem în continuare și ăsta e curentul internațional, dacă mă întreb pe mine, bine, cu niște măsuri extreme, așa, la nivel de informație, ce ne parvine nouă, da? Niște măsuri extreme, niște eu cred că am putea să schimbăm, să nu mai vedem balderile de deșeuri exact, pe malul apelor, da. Sau fiindcă acele deșeuri provin de la noi. Tot noi oamenii facem rău și le aruncăm necontrolat. Eu cred că amenzi mai drastice că pentru cei care aruncă deșeurile ar fi poate să îmbunătățim un pic și infrastructura ca oamenii să fie motivați să colecteze selectiv, fiindcă am văzut că s-a mișcat puțin la anumite marketuri, te duci și colectează și dar ceva. Să știi că în țările foarte dezvoltate, care sunt și mai curate, se încurajează foarte mult nu știu cum să spun, depunerea deșeurilor selectiv prin stimulente, fie bani, fie apă, fie băuturi, fie nu știu ce alte bunuri. Așa și este. Sunt țări... S-ar putea face mult mai mult în acest sens. Cu toții ne amintim de deșeuri, mai ales în zonele în perioadele în care avem inundații sau fenomenele naturii. Și ele ies la suprafață. Și ne intră în ochi și ne arată le vedem cine suntem. Mai mult. Însă eu cred că putem cu toții să aducem un plus. Am văzut că și au apărut foarte mulți oameni apelează sacoșile din pânză, mulți copii și au sticle de apă reutilizabile, chiar și noi le-am oferit în cadrul proiectelor noastre sticle reutilizabile și cred că ar trebui să colectăm și sunt selectiv. Sunt nevoită să te întrerup, Mariana, pentru că mi se spune din regie că trebuie să ieșim. Eu îți mulțumesc pentru prezență, dar înainte de asta, pentru că tu oricum ești drăguță și vii atunci când ești chemată pentru ceea ce faci pentru noi. Da? Și sunt sigură că cei mai mulți gândesc ca mine și nu ca cei care, nu știu, fac orice urât, degradant ca să iasă în evidență, pentru că le stă în fire și din asta mănâncă. Te aștept la partea a doua, a treia, a da, patra emisiune. Dacă îmi permiți, aș vrea să fac un apel către Giurgiuveni să fie alături de noi pe 18 septembrie, să vom spună da acolo acțiunii de curățenie, de ecologizare și cu siguranță tot ceea ce facem pentru noi, pentru copiii noștri, pentru generațiile viitoare.
stă în puterea noastră să schimbăm lumea. Eu cred că putem să schimbăm mentalități și sper și sunt convinsă că pe 8 septembrie vom fi în număr cât mai mare în tot județul californicar. Sunt sigură. Mulțumesc frumos, Mariana. Mulțumesc. A fost Mariana Mitroi, voluntarul nostru cu care ne mândrim și care coordonează atâtea activități spre beneficiul nostru. Așadar, cum a spus, cum a făcut un apel, 18 septembrie, Ziua Națională a Curățeniei, ne mobilizăm cu toții, vom fi și noi acolo și e spre binele nostru. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că a stat alături de noi. Ne revedem joi la o nouă ediție Timpul să vorbim. Pe Mariana Mitroi o vom mai chema și cu alt prilej la audiența. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. Numai bine!